Încă doi pretendenți la fotoliul de primar al capitalei au depus astăzi actele pentru înregistrarea în cursa electorală. Este vorba de candidatul platformei Da Victor Chironda și cel al Partidului Acțiunii Comune Congresul Civic Mihail Polanski. Dosarele acestora urmează să fie analizate timp de 2 săptămâni, după care comisia va spune dacă îndeplinesc toate cerințele pentru a deveni candidați în toată regula. Candidatul platformei Da Victor Chironda a declarat că își propune în campania electorală să meargă la toți chișinăuienii pentru a sta de vorbă cu ei și le arăta care sunt planurile sale pentru dezvoltarea durabilă a orașului. Vreau să construim un oraș cu adevărat european, un oraș în care oamenii nu mai stau în ambuteiaje, în care oamenii nu mai suferă din cauza construcțiilor ilegale, un oraș în care primăria este o instituție care le prestează servicii, și un oraș în care oamenii sunt tratați cu respect și simt că primăria muncește pentru ei. Mihail Polanski, pretendentul Partidului Acțiunii Comune Congresul Civic la fotoliul de edil, nu a făcut declarații pentru presă după ce a depus înregistrarea în cursa electorală. Anterior, el a declarat că merge la primărie nu pentru a face show politic în formă continuă, dar pentru a întoarce chișinăuienilor dreptul asupra orașului și pentru a continua schimbările pozitive. Ieri, în prima zi de depunerea actelor pentru înregistrarea în alegeri pentru primăria Chișinău, au fost 11 pretendenți. La alegerile locale generale din 5 noiembrie urmează să fie aleși aproape 900 de primari și circa 11.000 de consilieri locali. Bătălia cea mare se va da pentru funcția de primar general al Chișinăului. Peste 20 de partide au anunțat că vor avea candidați la șefia capitalei.